Un bărbat de 29 de ani, angajat al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a murit în această dimineață în urma unui grav accident rutier produs pe traseul Chișinău-Cimișlia, în apropiere de localitatea Bozieni din raionul Hâncești. Potrivit poliției, automobilul se deplasa din direcția Cimișlia spre Hâncești și, în circumstanțe necunoscute, a ieșit pe banda de sens opus, ciocnindu-se cu un automobil care venea pe contrasens. În urma impactului, șoferul a decedat pe loc. Poliția investighează acum toate circumstanțele producerii accidentului.